Mihai Alexandru te întreabă, ce ar însemna pentru tine să marchezi primul gol pe Noul Giulești? Ar fi un gol extraordinar, m-aș bucura foarte mult să fiu primul marcator pe Giulești, și dar sper ca să marchez cât mai repede și să sparg gheața. Andreea Mădălina Tănase are 3 întrebări pentru tine. Care a fost momentul tău preferat în tricoul Rapidului? Cred că ca acela, când am promovat cu Rapidul în Liga 1. Dacă nu ai fi jucat fotbal profesionist, spre ce carieră crezi că te-ai fi orientat? Nu știu, nu m-aș vedea să fac altceva decât sport, fotbal și, nu știu, în sport m-aș vedea. Cum ai descrie într-un singur cuvânt fanii Rapidului? Minunați. Călcâia Sândel te întreabă, un campionat cu Rapid sau o calificare cu România cu un gol marcat chiar de tine? Normal, un campionat cu Rapid, asta îmi doresc foarte mult, sper să obții și un campionat cu Rapid, o cupă, și este un vis îndeplinit dacă le voi obține. Florin Udrea are tot 3 întrebări pentru tine. Ce ai face dacă ai primi o ofertă pe bani mai mulți din partea celor de la FCSB, CSA sau Dinamo? Nu cred că contează banii, contează sufletul. Sunt aici cu sufletul la Rapid și nu cred că voi accepta niciodată banii și pun mai presus decât banii, pun sufletul. Dacă în vară ai primi o ofertă concretă dintr-un campionat puternic, ți-ai dori să pleci sau ai prefera să rămâi încă un sezon pentru a te perfecționa și de ce nu pentru a cuceri titlul de campion cu Rapid în 2023? Îmi doresc un titlu cu Rapid, chiar o medalie, dar nu știu ce îmi va rezerva viitorul. Sper să fac o treabă cât mai bună până terminăm acest campionat și dacă Dumnezeu vrea să plec, o să plec într-un campionat din Europa puternic. După ce vei ajunge să joci pentru echipe importante ale Europei, te vezi revenind la Rapid și jucând încă 3 sezoane, după care să-ți închei cariera în tricoul vișiniu? Este un vis ca la finalul carierei mele să mă întorc la Rapid, să-mi închei cariera de fotbalist la Rapid, la echipa de suflet a mea și a familiei, și sper să se îndeplinească acest lucru. Cristi Petrescu te întreabă, care este idolul tău din rândul echipei Rapid de acum? De acum, din... Ei, sunt mai mulți, Cristi Săpunaru, Dragoș Grigorie, sunt foarte mulți de la care pot învăța foarte multe și mă bucur că îi pot avea în vestiar. Ionuț Pânu este curios dacă tu crezi în tine. Normal, dacă nu aș crede în mine, nu aș mai fi, m-aș mai fi la Rapid. Cred în mine, cred în tot ce pot să fac și regresez de la antrenament la antrenament foarte multe lucruri ca să le practic în meciuri. Ultima întrebare este de la Cătălin Necșoi. Care este jucătorul de la care te inspiri în încercarea de a-ți îmbunătăți tehnica de șut? Nu știu, nu mă uit la șuturi. Eu găsesc foarte multe la antrenament, rămân câte 20-30 minute și eu găsesc șutul la poartă, lovituri libere, și sper să îmi reglez șutul, să marchez cât mai multe goluri pentru Rapid.